Bună seara, sunt Lidia Uja, începe Ce înseamnă la Somax TV. Deja cam de pe la începutul săptămânii, dar deja de astăzi, de mâine, că începe primul weekend dinainte, primul weekend de toamnă și ultimul weekend înainte de începerea școlilor. Celălalt nu se mai pune la socoteală, ăla de pe 11-12 e ca și cum n-ar fi, pentru că toată lumea deja are planurile făcute. A intrat în linie dreaptă anul școlar, ca asta voiam să spun. Începe 2020-2021, an școlar special, m-am gândit eu că ar fi. Dar l-am pus așa, și cu semnul întrebării și cu semnul exclamării, pentru că sunt tot felul de măsuri pe care elevii trebuie să le respecte, pe care profesorii trebuie să le respecte și cred că mai ales după ce ai 20-30 de ani de carieră, e foarte complicat să te adaptezi unor lucruri și unor reguli care par împotriva apropierii dintre un cadru didactic și un elev. Sau cel puțin așa văd eu lucrurile acum. Ce o să mai fie peste încă o săptămână, vom vedea. Dar pentru că vreau să văd cum se vede deschiderea asta de an școlar 2020-2021 prin ochii unui om care asta face, cred că dintotdeauna, am invitat-o în această seară la Ce înseamnă pe doamna Florentina Dănilă. Bună seara! Bună! Ce mai faceți? Ca toată lumea. Așteptăm vremuri mai bune. Asta cu așteptatul, am senzația că vom avea un pic de așteptat. Na, asta este. Începe anul școlar. Să sperăm. Doamna Anisie tot a zis, cred că ieri, mă rog, pe 1 septembrie tot zicea că a început anul școlar. Eu m-am uitat mirată, n-am văzut copii cu flori, știam nu, că nu da, plecăm așa la școlar. Începe pentru cadrele didactice. Da, așa e. Anul școlar așa merge. 1-31 august, deci așa, știi? Da, să sperăm că o să începem. Aveți dubii? Sau nu vă mai faceți planuri tocmai? Nu știu dacă nu mai fac planuri. Eu sunt o persoană care, în general, aș vrea să știu clar ce am de făcut. Și mă obosește foarte mult această nesiguranță și aceste măsuri care ce apare azi mâine, ce apare mâine contrazice ieri, ce apare poi mâine contrazice. Deci e așa o chestie foarte obositoare pentru toată lumea. Dumneavoastră luați clasa pregătitoare. Da. Astăzi eu am zis prima dată clasa întâi, că recunosc. La mine n-a ajuns încă clasa pregătitoare. Clasa pregătitoare. De obicei, mai ales la clasa pregătitoare, la clasa întâi, copiii vin, se adună pe lângă doamna învățătoare, să o strângă în brațe, să îi povestească tot felul de lucruri. Anul ăsta pare că nu o să fie la fel. Da, nu știu, chiar nici nu-mi imaginez, crede-mă, nu mi-am făcut niciun fel de scenariu în această privință. În orice caz, va fi foarte greu. Greu nu în sensul cum o voiți sau când ne văităm, că așa am fost catalogați, că ne văităm prea mult. Nu e chestie de a te văita, e o situație absolut nouă, pentru care nu am fost pregătiți, pentru care chiar nu s-a făcut ce trebuia să se facă în România. Chiar nu s-a făcut ce trebuia să facă pentru începerea anului școlar cu tot ce se vorbește pe toate posturile și ce vorbește toată lumea. În afară de tablete, totul e rezolvat. Da. Care tot? Nu știu, că n-am detalii. Deci m-am uitat vin de acolo de unde se lucrează, da? Și nu. Să fim serioși. Deci nu s-au angajat oameni în personalul de serviciu, că aici trebuia în primul rând, nu la cadre. Deci aici trebuia. Trebuia dublat personalul de la întreținere. Dublat, triplat. Oamenii ăștia trebuiau motivați. Pentru că trebuie făcut să între schimburi. Noi o să ne schimbăm. O grupă ieșim la 12. O grupă intră la 12 jumate. În perioada asta trebuie să intre cineva să facă dezinfecții. Cum o să reușească la o școală cu trei nivele cât avem, două femei de serviciu să facă dezinfecții? Și nu se pot angaja oameni. Pentru că nu știu ce monitorul, nu s-au publicat, nu știu ce lege, nu știu ce deblocare, că e starea de urgență, că e stare de alertă, că e nu știu păi ce. E 3 septembrie până pe 14. Și care mai e problema? Dar cei care vorbesc și cei care au dat acel ghid care are nu știu cât amar de pagini, au fost concret într-o școală, nu într-o școală de asta din Buricul Târgului, într-o școală de asta, cu mulți elevi să vadă care sunt condițiile concrete. Deci aici e problema. Au fost să vadă. Nu să vorbești, că să vorbești și eu pot să dau multe sfaturi, să scriu multe mai lucruri. Mai ales referitor la ceva ce n-ați făcut niciodată, păi, eventual. Bineînțeles, e foarte ușor că să scrii și să vorbești, că eu când aud mereu o să facem, o să când,
o să cânt, că toată lumea este cu nervii întinși și așa, bineînțeles că ne temem toți. Unii au copii acasă, alții au părinți în vârstă, avem o vârstă unii, avem și noi fiecare tot felul de afaceri. Bineînțeles că ne temem toți pentru ce urmează. Și e normal să ne temem. Amintește-ți de medici la început, când a început toată treaba și unii și-au dat demisia și n-au vrut să mai intre. Da, și sunt medici, că erau atunci câte 200-300 de cazuri în fiecare zi. Da, iar acum ai 1000 și citeam că azi sunt 60 de decese, este cifră record. Și probabil va fi, că s-au tot întoși, cei de la mare, cei de peste tot. Nu, este, da, și la terapie este transmiterea asta intracomunitară, de acum care e foarte greu o stăpânești, da? Deci sunt niște lucruri care ei le-au scris foarte frumos pe hârtie, dar concret, deci n-ai spații, cine a avut nevoie de spațiu, că păi, să dubleze clasă. Câți elevi veți avea în clasă? Nu, noi i-am împărțit în două, deci noi vom avea 29 de copii la pregătitoare, i-am împărțit în două, vom lucra în două și așa vom face toate colegiile, toți vom lucra așa, toți colegii au trebuit să-și împartă clasele. Adică unde am avut clase, dar sunt clase care nu pot și atunci o să trebuia să lucreze hibrid. Bine, ok, hibrid. Da, eu nu-mi imaginez, uite, tot felul de scenarii și eu înțeleg și pe directoarea mea de la școală, directoarele mele le înțeleg cât sunt de obosite și cât sunt de stresate, eu le înțeleg, pentru că și ele cer mai departe și nu primesc un sprijin și le înțeleg, pentru că noi avem cea mai mare școală din județ, avem 1600 de elevi, avem internat, avem copii de la grădiniță până la clasa a 12, ai profil pedagogic care trebuie să țină lecții, care exact. Sunt activități specifice, da? Eu le înțeleg foarte mult. Deci la o școală de asta, pe acum îți trebuiau armată de oameni, îți trebuiau fonduri, îți trebuiau bani. Da, pentru bani. Păi spunea directoarea noastră că a pus cineva problema astăzi, zice, și cu măștile. Pe cine să ne dea? Pe ce la școala noastră până în decembrie, la câți elevi avem, ar trebui 3 miliarde pentru măști. Cine să-ți dea? Copilul. O să avem, de acasă, părintele. O să avem fiecare în clasă o rezervă de măști pentru cei care uită, da? Dar eu mai pun problema și să spunem și așa. Poate sunt copii, cum spunea o colegă de-a noastră, spunea foarte bine, poate sunt copii de ăștia care sunt, că sunt familii cu mulți copii. Nu-și permit să cumpere măști, păi, să schimbe două, lunar... că trebuie să schimbe două pe zi, da? Exact. La program, că noi am scurtat programele, că nu poți ții un copil la step 8 ore cu mască. Cu mască. Dar nu rezist eu. Da. Nu rezist eu la câteva ore, simt că nu mai pot. Deci nu poți ții un copil, da? Și dacă sunt copii de ăștia, o să-i cumpere o mască și o să o poarte o săptămână. Ai siguranța că acel copil vine în fiecare zi cu mască? Când intră în școală, are mască nouă, mască dezinfectată? Deci sunt niște probleme care nu și le-au pus. Ei au scris acolo, o să fac, băi, de unde? Cum? Punctual. Probabil noi fiind învățători prin structura meseriei, pentru că așa ne-am învățat, că multă lume zice, că ce facem noi? Stăm 4 ore și ne jucăm bambilici. Păi pentru alea 4 ore, tu de multe ori gândești acasă 6 ore și îți pui în cap, îți rezolvi în cap toate scenariile. Dacă se întâmplă așa, ce fac? Dacă se întâmplă așa, ce fac? Dacă unui copil îi se face rău, ce fac? Cum am pus și noi problema. Da? Se întâmplă. Îi se face rău unui copil. Păi, mai ales ăștia la pregătitoare săraci de emoții. Unii vomită. Păi câți vomită? Unora le curge sânge din nas. Tu ești singur în clasă copilul. Nu poți să-i lași pe el alți. Nu avem cadre medicale pentru atâta. Este un asistent pe toată școală. Ce faci în condițiile astea? Deci este normal ca toate cadrele didactice, pentru că îți spun, am mai citit pe rețelele astea de socializare și foarte mulți ne înjură cât pot, că mergeți, că după ce asta 6 luni acasă și ați luat bani degeaba. Eu nu pot să prea cred am luat bani, așa. Ba da, și pe mine m-au înjurat destui, dar trebuie să spun, am devenit imună la înjurături. Eu când mi-ați zis, am crezut că e o glumă, că facem, că nu. Venim să vorbim despre asta ca să ne înjure lumea. Nu, deci așa este, din păcate, așa este. Și chiar de aia sunt revoltată. Eu, de felul meu, așa încerc să mă stăpânesc. Deci chiar de aia sunt revoltată. Pentru că aș vrea să se pună cineva în locul nostru. Da. Pe 14. Când îți vin buluc și părinți și copii, da? Ce facem? Ce facem? Stăm să-i numărăm? Hai, noi, să spunem, într-o zi obișnuită, am spus, ne cumpărăm o sfoară lungă, la 1 metru ai făcut nod, când îl scoți afară, îl pui pe fiecare să țină de nod. Faci. Dar pe 14, când or să vină, normal, or să vină, da? Și părinți și nu, ce faci? Poate mai vine și un bunic, poate se adună o grămadă de lume. Bun, cum ai să poți să programezi? Programăm casă ce?
să intre pe rând, să iasă pe rând. Și aici sunt foarte multe probleme. Deci e foarte greu, sau la o clasă pregătitoare. Nu putem, eu nu pot să spun de acum că nu pot să mă apropii de copii. Cum, pe cum, dacă unul e rău și mă ierzi vomită pe pupitru, ce face? Lași acolo să nece? Nu te apropii de el? Plus că fiind la clasa pregătitoare, trecerea de la grădiniță, da, la școală, dar nu uneori poți, dar l-ai traumatizat. Plâns. L-ai traumatizat pe toată viața și așa sunt niște copii traumatizați. Eu mă gândesc cu atâta durere în suflet, mă gândesc la foștii noștri copii care au terminat a patra. Deci atât de traumatizați au fost acești copii că n-au încheiat cum au încheiat. N-am avut și noi un punct, cum se spune, la toată activitatea. Plus că intră într-a cincea foarte bulversați, nu știu ce se întâmplă. Deci astea sunt niște lucruri care se vor vedea în timp, din punct de vedere emoțional. Eu nu vorbesc altfel. Deci emoțional, aici trebuie să gândim. Și așa am fost speriați lunile astea și am fost atât de apăsați și tot s-a spus, tot a venit așa cu forța și cu frica și frica asta ne-a dat pe toți peste cap. Nu? Păi ce facem acum din copiii ăștia? Păi dacă noi o să intrăm în prima zi toți foarte... cum să spun, speriați și ambalați și stresați. Păi ce transmitem noi copiilor? Ce transmitem? Pentru că tu trebuie să te duci acolo la clasă, să liniștești copilul să se simtă bine din punct de vedere, să-i dai încredere, pentru că nu-i sfârșitul lumii. Să sperăm că nu-i sfârșitul lumii și viața va merge mai departe. Ei, nu trebuiau aceste lucruri să fie prevăzute și să se întâmple niște lucruri cu un timp în urmă? A apărut ghidul ieri. Pe 1 septembrie au apărut ghidurile astea de ieri. Dar virusul e același de când a apărut, nu? Și atunci nu puteau să apară mai din timp, să știe niște lucruri din timp, ca să facă niște... Ca să nu mai spun, toate școlile trebuiau văruite, igienizate. Deci nu s-a întâmplat asta. Păi bineînțeles că nu s-a întâmplat dacă nu sunt bani. Păi nu poți să... Varul ăla costă, da? Și oamenii care trebuie să... Dacă ai o școală mare și ai doi oameni, este imposibil ca oamenii să facă. Poate în școlile mici de la sate, unde sunt școli cu patru clase și unde comunitatea... S-o aduna exact din acolo, comunitatea ori ai doi, trei oameni care se pricep la treaba asta și fac, da? Dar într-o școală mare nu poți să faci, nu poți să pui cadrele să... Că nici nu știu, te apui, te urci în clasele noastre care au 6 metri înălțime, te apuci să văruiești clasa. Deci niște lucruri nu s-au făcut, nu s-a dat atenția corespunzătoare acestui început de an care trebuie să fie. Pentru că acești copii de 6 luni stau în fața unor tablete, ecrane. Unor ecrane. Și tot până la pandemie, toți am tras și am rugat părinții, aveți grijă, nu le dați, nu-i lăsați, nu le exact, dați, că exact. Creșteți o generație de copii dependenți de toate gadgeturile astea și nu mai au contact cu realitatea. Mă gândesc la faptul că cei mici foloseau telefoanele, tabletele, toate device-urile astea pentru a se juca. Da? Acolo era un loc în care ei făceau ce voiau ei cu regulile lor, cu regulile jocului. Acum, dintr-o dată, nu doar că nu li se spune ai 10 minute, ai jumătate de oră, ai o oră să te joci. Ia telefonul, ia tableta, ia ecranul. Și stai 4 ore. Și stai 4 ore, dar nu te joci. Nu. Înveți, faci teme, cine învăța, scrii... cine voia să învețe, că știi că a fost o perioadă când nu a fost obligatoriu n-a fost, și unii chiar făcut n-au nimeni, făcut. Da. Din păcate, unii chiar n-au făcut cu unii copii, pentru că părinții erau la serviciu și nu au avut cine să-i controleze. Și copilul lăsat așa, normal că nu toți sunt foarte conștiincios. Toți am fost copii și știm foarte mai bine. Mai ales cei școlari mici. Da, bineînțeles, dar și ăștia mari. Deci ăștia clar mari au fost pierduți. Deci e clar că niște probleme aici. Eu am un exemplu de copil de clasa 8-a care din martie și până pe 2 iunie nu a făcut absolut nimic. Da, da, dar nimic însemnând nimic. Da. Nimic. Și ei, pe mine gândește asta că vin tare. După 6 luni. Deci înainte era foarte greu să pornești acest an școlar după 3 luni de stat acasă. Deci îți trebuiau 2-3 săptămâni până să intri puțin pe un făgaș, să intri într-o normalitate, da. Să-i formezi niște, să-i readuci, să-i reîmprospătezi niște deprinderi. Ori copiii ăștia au 6 luni de când nu mai au nicio regulă, pentru că majoritatea nu mai au nicio regulă. Păi și acum ce o să se întâmple? Plus că sunt și lacunele acumulate. Bine, bine la clasa 0 să zicem că ei de la grădiniță, da, poate mici, că n-ar... Sunt mici, dar mai departe dar cei sunt care probleme. Au terminat clasa 4 și merg într-a 5-a? Nu știu. Eu am mari emoții și eu îți spuneam așa o durere în suflet pentru acești copii care am terminat anul acesta, pentru că au fost niște copii, sunt niște copii foarte buni, dar
s-au maturizat înainte de vreme, pentru că noi am ținut legătura toată vara, ne-am văzut pe Zoom, am mai lucrat, ne-am mai întâlnit, am mai discutat cu ei, am mai glumit cu ei, toată vara ne-am văzut, cei care au vrut, bineînțeles, și mi-este foarte milă de ei, foarte milă chiar de ei, pentru că pornesc așa cu niște goluri în suflet, afective. Celelalte probabil se vor mai atenua, dar astea afective vor rămâne acolo și va rămâne pe lângă această perioadă urâtă pe care o trecem toți cum putem, deci vor rămâne și cu niște amintiri foarte neplăcute. Dacă ar fi fost să alegeți, ați fi ales să înceapă școala pe 14 septembrie sau nu? Nu, aș fi lăsat să se termine aceste alegeri care vor... se pare că... Eu dacă m-ai întreba acum, eu aș spune că poate vom începe să trăim, poate vom începe să trăim cât de cât într-o oarecare normalitate după 6 decembrie când se vor termina și celelalte alegeri. După părerea mea. Că până atunci... Eu până atunci nu văd o preocupare din partea oamenilor politici și aici nu mă refer la roșii, galbeni, albastri, albaștri, verzi sau toate culorile, deci la toți oamenii politici care la momentul actual ar fi trebuit să facă front comun pentru binele țării, iar copiii reprezintă binele și viitorul țării. Ăsta e binele și viitorul. Asta e averea omului. Da? Copilul. Pentru că noi lucrăm cu cel mai prețios material de pe lumea asta. Deci cine n-a înțeles că toți critică cadrele didactice, că nu fac, bun, nu facem. Dar este o răspundere, nu în perioada asta, și înainte. În general, și înainte. Eu nu știu câți din oamenii care lucrează în alte domenii și-ar asuma răspunderea să plece într-o excursie cu 35 de copii. Vă spun eu, foarte puțin. Pentru că sunt unii care nu-și asumă răspunderea să intre o oră într-o sală de grădiniță într-o sală de școală la școlarii. Dacă, mici. Doamne ferește, se întâmplă ceva, tu te duci la ești pușcărie. Singur, exact. Până la bătrânețe nu mai ești de acolo. Deci aici oamenii nu realizează. Noi nu lucrăm cu un material de la care poți, băi, l-ai stricat astăzi, mâine iei alt. O bucată de lemn, un pahar, un alt. Nu. Deci lucrezi cu ce are omul mai prețios și cu ce are țara mai prețios. Pentru că ăsta e viitorul țării, da? Copiii care cresc, cum îi creștem, așa o să-i avem, nu? Și atunci, de ce nu au putut să facă front comun și au alte și alte și alte și alte priorități? Acum trebuia lăsate jos toate armele care și să împung de nu mai pot și spus stop, joc. Ne oprim o lună din toate acuzele și din toate minciunile și din tot ce se întâmplă și pregătim începerea anului școlar. Pentru că acolo sunt și copiii de familii galbene și copiii de familii roșii și albastre și verzi, de toate culorile. Acolo nu mai e politic. Copilul nu are culoare politică, da? Deci trebuia o lună de zile înainte, de la 1 august, să spună stop, joc, gata. Pregătim anul școlar. După aia ne duielăm cât putem și începem fiecare cu benere și cu poze de dezvină rău câte poze și-au pus. Eu aș pune cap la cap toate aceste benere să văd cât costă și câte măști s-ar fi putut... Câte clase aș tapa sau exact câte măști aș cumpăra. Și câte clase s-ar fi putut vărui cu banii aceștia. Și igieniza. Tapet, când am zis tapa. Da, mă rog, tapet cu toate afișele alea prin clasă. Da. Dacă pui tapet deci ca să igienizezi. Deci îți dai seama cât s-a cheltuit și atunci... Unde este investiția pentru educație? Nu că nu ne-au dat nouă, nu ne-au mărit salariile. Bun, n-au fost bani pentru salarii. A înțeles lumea. A înțeles, gata, nu sunt bani pentru salarii. Am înțeles. Bun, dar fă altceva. Fă ceea ce trebuie pentru acești copii. Ca să intrăm și noi cât de cât... Eu mă uit la colegi, mă uitam și astăzi, că noi am avut și azi ședință, am lucrat până acum în online, ne întâlnim în online, ne întâlnim foarte puțin cu schimbul, s-a făcut programare în școală să nu fie multe cadre, deci se lucrează foarte bine totul. Toată lumea este foarte speriată. Deci toată lumea, și tine, și bătrâni, sunt deci foarte speriați. De ce colegii dumneavoastră gândesc că au alte soluții sau, mă rog, sunt de acord cu ce se întâmplă nu, acum? E nu cineva care au să alte spună soluții. Deci da, toată mă, lasă-ne nu, că așa nu. E deci toată bine. Lumea, toată lumea își dă seama că este foarte important ca acești copii să vină la școală, chiar dacă nu vor sta ca înainte, program, chiar și la normal, poate nu vor sta 4 ore, vor sta 3.
Dar este foarte important să se vină la școală, chiar dacă se va merge pe scenariul acela hibrid, combinat online cu școală, dar copiii trebuie să vină la școală. Da, da. Dar dacă... oamenii sunt, în general, sunt supărați pe faptul că nu s-au luat niște măsuri de astea care să ne asigure un pic de securitate. Deci aici e problema. Normal ar fi angajatorul să ne dea măști, nu pe noi să ne intereseze, da? Normal așa ar trebui. Bineînțeles. Da? Păi de unde? Și multe, ți-am spus, începând de la persoană, eu aici am o problemă cu personalul de serviciu. Pentru că într-o școală, ca să ai băi curate, ca să ai holuri curate, ca să fie igienă, trebuie să ai oameni care să facă acea curățenie. Personalul este foarte redus în toate școlile, s-a tot redus. Și asta e. Nu e vesel ce vorbim, dar asta nu se e, întâmplă. Dar știi cum, dacă tot o să alergăm după vesel și nu o să recunoaștem adevărul, nu o să schimbăm niciodată nimic. Asta vreau să subliniez. Că dacă de fiecare dată încercăm să căutăm doar lucrurile pozitive care se întâmplă, binele care se întâmplă, s-ar putea să nu vedem lucrurile despre care vorbim în seara asta. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat la doamna Florentina Danilă.